ce am pus? Cu ce este? La cu ce l-am umplut? Cu trei. Excelent, da. Mai repete cum ai spus, că mă intimidaș. Dar cum ai spus că te cheamă? Madalina. Bine, Madalina. Deci este umplut cu trăiri, cu suflul divin al inspirației. Este partea noastră individuală, partea noastră lăuntrică. Și aceste trăiri și acest înveliș, ce este? Ce este? Cine? Cui aparține? Ne aparține nouă acest obiect? Nu. Este produsul tehnicii, nu? De ascultare, de, să zicem, niște comenzi sociale, cu toate că lucrul sună urât. De câte lasă veacul la mintire, este, trăirea este sufletul nostru, da? Și în interiorul baromului, da? Este această poezie, această trăire, al lui Draghezi și a noastră. Și exteriorul, suflet și nici sufletului fără meșteșug, nu? Pot să stea una fără alta? Să se înălțăra cer? Nu pot. Și ce? Ia să încercăm. Da, să uitați de lucrul ăsta. De când trăia viața mai bună. Eu nu știu de ce citesc. Fiecare cuvânt îmi evocă, la fel ca și prăjitura lui Proust, îmi amintește de cei trăitori de mult pe Ulițana. Am o carte de aici, făcută ferveniță, de mult ce am citit. Ia să vedem. Și dacă vă uitați, o să vă dați seama cât de sărați suntem astăzi în limba, în limba noastră, extraordinar de frumoasă. Ce cuvinte inexpresive să folosesc. Ciugurel, burcel, ciumelit, grămădit, grupat. Ce să vă mai spun? Sunt cuvinte în poezia de astăzi, prea multe imagini. Poezia trebuie să meargă, părerea mea, trebuie să meargă spre un efect puternic. Toată, fiecare cuvânt să fie la locul lui, nu? V-am zis din Arghezi. Erau acolo fiecare, unde este? Îl uităm? Nu facem avalanșa de râmă. Să fie pus fiecare cuvânt lăsat în libertatea lui. Și apropo de această expresie sonoră, verbală, știți cum discută țăranii pe la noi, țăranii molteni? Vă spun eu, și când se adună pe la vreo cârciumă, stau așa, căzuți în somnolență, în o apatie care pregătește ceva, și pe urmă când stau de vorbă, nu vorbesc, zghiară. Când cineva ridică vocea, este clar, el se pune în acea forță a vocii, care reprezintă pe el. Vrea să arate că el este o armă. La poezie este altceva. Din univers. Cum vine zâul? Să spunem, iese printre dinți, nu? Aveai pune un pic în invitație. G, la fel, este șurătoare. Zgheară cu râul Ioana Mibran, care ne ia de gură. Când zic zbeară, e mai puțin pe temperamentul oltenilor, așa, mai spontan și mai iute. E bă, ăla zi z, ce face aerul? Îi dai drumul, da? Și pe urmă vine b, cu o explozie. Ce facă, dragul meu, în interiorul meu, nu? Strigătul. Așa că, și cum se combină ele, eu am o întreagă teorie despre asta. Cum se atrag
rima nu e un sai să o faci la sfârșitul versului. Bași niște sonorități asemănătoare care vin și aduci și un disc de sens, nu Anastasia, te-ai gândit la asta? Nu o să te gândești. Și încă ce știe? Se empoza în alarma, eu nu se! Ce ne îngeci? Sonoritatea cumva în primul rând? Nu? Păi da, este elegant aia de torador a limbii spaniole. Deci încă o dată, atenție, nu vă bate joc de sonorități. Vedeți, folosește un cuvânt, doar mă vine altul mai bine, se schimbă tot. Niciodată o poezie nu este cum ne-am plănuit noi. Despre o parte, din suflet, așa cum mi-ar plăcea să consider că și eu v-am dat un efort așa de la și citeam din Edgar Allan Poe, Eulogium. El n-a citit, este extraordinar. O recitam și mă terminam, mă terminam. A mers pe sonorități, nu? A mers pe compoziția unei poezii. Era un amor cumplit, am ajuns mergând pe un gard de ciment. Nu trebuia să stau. Și sigur m-am îndrăgostit și o fată acolo și gândindu-mă la amor și la ea, cum mergea prin amor? Am vă zic, dar este, nu e de mine, este de Leonid Dimov. Cuprindere. Pierdută e un pantof sorbit de gris și atât de alb aduci piciorul gol la sân. Încheietoarea ce deschisă și ce stropită pulpa până mol. Te văd în minte cum în oți plăpândă, vârstată, defunzișă, n-a sfințit. Bolborosesc înmărmurit la pândă, de scântece de creier hăituit. N-am glas, n-am glas în singurarea să auză, aprind o paițu și tremur tot, că nu scot fi în pădure călăuză și fiară simt un te presimt. Gata, se rupe. De lângă Jiu. Recunoașteți? Crenș Poznaș. Din ce a scris voi? Care sunteți în acea antologie, da? Am venit la voi păstrându-mi neterminate diminețile. Voluntare. Diminețile tuturor mă îmbracă într-un năvod de fluturi aurii. Aurii, părerele toamnei, încă mulțumesc aplaudând din frunze. Din frunze, vântul nimănui culege veșter buburuze, buburuze prea sângerii. Pe frunte îmi lipesc Crăciun în primăvară. Acum recunoaște, da? E din Delei, primul, da, din antologie. Pe urmă, unde vă recunoașteți versurile să spuneți. Primăvară. Dar ați fost acolo, m-ați ridicat voi din cenușe? Alice. Cenușe, bisturiu, dar încerc. Disec omul, disper, încercând trupul.
Începând trupul, avem roboți în loc de vânzători. Nu suntem noi aceia. Nu suntem noi aceia. Unde ești tu cu tine când visele le pierzi? Cine? Monica. Când vi se pierd, din agenda mai am să dau o amendă. Cine? Cred că e un alt coleg. Amendă mi-a luat pentru că era drumul pietruit, am alunecat. Păi, dragoste, uite, niște, nu mai știi ce-i viața. Eu. Spune-ți numele. Mihaela. Ce-i viața? Emoții, stări, de toate m-au făcut să simt. Să viața, primându-mă spre viitor, în vânt, din nou am dispărut. Spuneți care nu sunteți toți. Am dispărut în oraș. Pomi îmbrăcați în roz își întind frângile. Poznașă. Nu. Nu. Crengile poznașă noi a zburat între rai și iad să busăm pur și simplu. Prin tot. Să visăm pur și simplu prin tot rămân plicul de ceai din ceașcă. Cine ești tu? Alexandru. Ai luat plicul, dar te simți tu așa, metaforic. Plicul de ceai din ceașcă, dar felinarele îmi sunt de ajuns momentan. Momentan aș mânca un număr tăvălit prin piper. Vine pașele copii, hai acasă! Cine? Asta e de la de la din poliție, de drum. Și acasă am tocmai m-am hai acasă din frunze, cântăm și noi. Hai acasă din frunze, hai acasă din frunze, vă rog. Hai acasă din frunze, vântul cu lege, sângerii buburuze, vântul cu lege. Și cum e așa? Sângerii buburuze. Bine, vă mulțumesc eu, la aplauză. Vreți la examen, da? Ziceți după mine, da? La poezile pe care le sunt acolo. Ca să vă subim pe toți. Am monopolizat că am pus patul de la mine, dar voi m-ați salvat efectiv. Deci inspirația mea era dusă și am găsit acolo. Uite, vedeți cum putem să comunicăm și ce chestie frumoasă să facem împreună un fapt de artă. Păi poezia asta este a voastră, în primul rând. V-am plagiat cu mare drag. Nu e domnul Robert, că e băiat. Ce să merg? Ce, ați, recunoașteți ce este acolo? Ce este? Cât un versuleț? Da. Și limbajul este o ființă. O ființă, e darul nostru pentru ceilalți. Ne jenăm să vorbim, să spunem, ca nu cumva să ne fie răpit
eu nostru. Da, nu? Păi și tot spunem, dar să spunem repede. Uite în ordinea asta și să vedem, să vedem ce este, ca să fie cu cine. În fața casă, din frunze, vântul cu lege sunt direct cu rote. Primăvară, dar ați fost acolo, v-ați ridicat voi din cenușă. Bineții tuturor, mă îmbracă într-un avut de fructuri aurii. Încercând trupul, avem răboți în loc de vânzători? Nu suntem noi aceia. Crengele păsnașe, ne-am spurat între vea și ea, să visăm pur și simplu prin tot. Am dispărut în orașe, cu învățați în roșie, roză și putem cu crengele păsnașe. Am alunecat cu măpările dragostei de mință, de nu mai știu din viața. Viața primindu-l, plimbându-mă spre viitor, în vânt din nou am dispărut. Cu gruze prea sângerii pe punte, echipizesc Crăciunul în primăvară. Cei care aveți două, mai ziceți. Mai zici, mai zici, da. Am venit la voi, vă spun un neterminat de dimineție. Plicul de ceai din ceașcă, dar felinarele sunt de ajuns momentan. Din frunze vântul nimănui culege veșteri buguruze. Să visăm pur și simplu prin tot, rămân plicul de ceai din ceașcă. Când vii se pierd din agenda, mai am să dau o amendă. Momentan, aș mânca o multă vânit din piper. Bine faci că e bun. Hai acasă! Nu suntem noi aceia. Unde ești tu cu tine când vițele de fierz? Ce-i viața? Emoții stări de toate m-au făcut să simt. Cenușă bisturiu, dar încerc visec omul de speră încercând lucruri. Amendă mi-am luat pentru că era drumul pietruit, am alunecat. Aurii părâtile toamnei încă mulțumesc, aplaudând din frunze. Atât? Extraordinar! Hai! Terminați cu toate! Așa pe temperamentul vostru, pe felul vostru de aici. Da, ce am vrea franceza, dacă aveam la clasa a doua și decântam, de 70, făceam, decântam o strofă, toată ora, altă. Deci, o să, eu cine știe ce, așa, vedeți, da? Apăsat de, cu cât înaintez în vârstă, acum să zice senior, nu să mai zice boșoroc, boșoroc de fapt știți de unde vine de la moș, se zicea și boșoroc. Te apasă așa, fluturea încep să facă aripi de cenușe, spuneam de fluturii aurii care ne îmbracă dimineața. Pe urmă, cu trecerea timpului, încep să se încelușeze. Și m-am uitat, mă, stai zi, dar era percepția mea de la o anumită vârstă, simțeam pe fiecare ca o ființă misterioasă. Și am ajuns în felul ăsta, așa cum, dar numai cu face portul, să simt fiecare om ca o ființă miraculoasă și să mă simtă ca un copil și față de copil. Nu este un miracol că trăim pe pământul ăsta și tot ce... E un miracol, e ceva de echip. Să nu uităm lucrul ăsta. Și să nu mai uităm, să nu uităm o chestie. Orice trăire ar fi, putem avea și familii, și copii, și iubire și nu știu ce. Apare la un moment dat oboseala, platitudinea. Noi trebuie să încercăm să transformăm totul așa, să trăim miracolul cum mai bine. Să zici vorbea. Cam așa, nu? Da, cam așa. Sinese, eu nu mi-am dat o restă. O să mă anunțe cu cine tristă, știu. Dar ați fost acolo? M-ați ridicat voi din cenușă și mi-ați aferit șervețele și paste? Ați plâns voi lângă mine când lumea devenea dezastru? Eu mi-e mi-am tot. Așa. Aha. Vă opresc? Am luat pe fragmentul ăsta. Te ridici un pic și să încercăm? Aha. Deci, fiți atente. Deci, eu trebuie să exprim niște trăiri, da? Asta este, prin interpretarea mea. Ce trăiri exprim eu? O ființă așa mai timidă, care este efectiv indignată pe lume, dar aia spune cu delicatețe această indignare. Zi! Eu mie mi-e fer tot. Aș
cum să mă iubesc, fără să pun limite cu dacă. Vreau să renunț. Și tot eu mă conving că merit mai mult. Când alții m-au pus la pământ, m-am smuls singură din mocirlă și m-am curățat de noroi. Și niciodată nu mi-am scos ochii pentru nimic. Eu mie îmi iubesc tot, și corp, și inimă, și defecte, și greșeli, și trecut. Eu pe mine mă iubesc cel mai mult. Hai că e simpatic, e mărat și mă dau eu mare poet și voi sunteți. Păi voi sunteți la vârsta genialității și am scos o carte, dintr-o carte pe care v-ați recomandat-o cu Românul din Canada și stau mult trebuie să știu, iau un fragment de un fragment. Și am luat din ce spuneam la 20 de ani. Am spus, n-am nicio idee, nicio trăire. Și mi-a spus, dar este extraordinar asta. Cum să face că ai scris atât de frumos? N-am scris, zic, am luat dintr-un caiet de la 20 de ani și atunci eram genial, acum am decât talent. Așa că Ana e genială. Eu am decât talent. Plastul? Ați plâns voi lângă mine când lumea devenea dezastru, eu mie îmi ofer tot. Aș putea spune că încerc să fiu self-sufficient, cu accent pe încerc. Eu știu când să mă iubesc și cum să mă iubesc, fără să pun limite cu dacă. Eu mă încurajez ori de câte ori vreau să renunț și tot eu mă convinc că merg mai mult. Când alții m-au pus la pământ, m-au spus singură din mocirlă și m-am curățat de noroi. Eu niciodată nu mi-am spus și niciodată nu mi-am spus ochii pentru nimic, eu mie îmi iubesc tot, și corp și inimă, și defecte, și greșeli, și trecut. Eu pe mine mă iubesc cel mai bine. Dar atâta poți să faci, să zici titlul distinct și urmă să lași pe pauză. Da? Doar tu, iar și iar. Mm-hmm. Nu pot să-ți ofer ceva inedit. Toate au fost descoperite. Nimic nou sub soare. Prometeu ne-a dat deja focul. Primul om care a pășit pe lună a și murit. Avem roboți în loc de vânzători, iar noi doi deja ne-am născut. O să vină O pauză. Da. O să vină alții mai mari decât noi. O să găsească leagă pentru cancer, pentru depresie, elixirul tinereții. Nu suntem noi aceia. Îmi place să te ascult. Iar o pauză care să le spui, să faci așa ceva. Asta da, zi? Îmi place să te ascult cum spui nimic. Îți place să mă vezi cum fac nimic. Focul a fost deja găsit, dar iubesc să le descoper iar și iar, zi de zi, pe cel din interiorul tău. Doar el îmi ține de cale. Ia uite că vorbim noi despre tău. Bine, și apauză și cu tine cu ocazia asta. Unde ești tu cu tine când visele le pierzi? Pe ce cărări ajungi când inima ți-o legi? Pe ce cum mai mergi când soartea ți-ai schimbat? Și pe ce voi alergi doar să mai răzbați? Un pic. Stai, de ce faci ea? Ce te-ai dat? E trebuie să-i spune niște țării din colo de cuvinte. Și poate să o exprime și le exprime și poate cuvintele. O stare de rătăcire, zice eu, voi cum ai interpretat? În lume, da? Și în același timp, ea se ceartă cu ea, nu? Este nemulțumită de imposibilitatea de a se realiza spiritual, de acord? Așa văd eu. Hai, și zi strofa acum, prima strofă, da? Hai, pe-a venit. O ziceai pe prima sau pe prima? O iei pe prima și o pe prima. Nu? Nu? Scuză-mă. Tine este un obiect în sine și nu-l amestești cu rești. Ia fiată-mă. Eșec! Lăsat? Da, titlul să trăiască. Și pe urmă încerc cu rești. Zi. Cum ați zis eu? Hai. Eșec. Încă o dată, fără jenă. Și fă și cu mâna, fă și cu mâna, înțeleg. Eșec. Mâna e tare, nu mare. Eșec! Eșec! Și o ții acolo. Bun. Unde ești tu cu tine când visele le pierzi? Pe ce cărări ajungi când inima ți-o legi?
tine când visele pierzi? Pe ce cărări ajungi? Unde ești tu cu tine când visele pierzi? Pe ce cărări ajungi când inima colegi? De ce pur mai mergi când fata ți-ai schimbat? Și pe ce voi alergi doar să mai răzbați? Dar zici tu? Unde ești tu cu tine când visele pierzi? Pe ce cărări ajungi când inima colegi? Pe ce pur mai mergi când fata ți-ai schimbat? Și pe ce voi alergi doar să mai răzbați? A, așa. Unde când visele faci o pauză și dai și pe urmă zi, da? Unde să mai mergi când soarta ți-e nor? Ce bucurie mai ai când ai căzut în veac? Și ce mai spui când viața nu mai lea? Face un pic trebuia mai modulată de vocea. Buncă-te și uglă, saci, zi de zi în viața ta banală. Așa, deci, zi. Credeam că ești lumină și poate chiar ai fost, dar ochii mei verzi sunt sensibili la sentimente false, fotofobie. Disconfortul resimțit de ochi în lumina puternică, incapacitatea lor de a o tolera. Așa te simt. Căci eu încerc, căci eu încă te iubesc cu toată ființa mea, iar tu iubești toate ființele, mai puțin pe mine. Wow, iată, dragă, și frumoase. Hai să zic cum încercăm să le ascundem. Mi se pare că e ceva necuvenit. Păi, dar sunt ale noastre, care e problemă? Da, și... da. Asta suntem, vedeți ce e frumos în noi, este vulnerabil, prin ce este frumos, nu? De asta și scriem, că suntem vulnerabili, suntem ușor de rănit. Da. Să nu ne ferim de acest lucru, că face parte din natura umană. Fiecare om încearcă și de asta, să aibă inimă de piață, să fie brută, să fie golan, să fie așa, să fie sănătoși. Nu e nicio problemă. Nu ne deranjează, noi suntem puțin. Zic mai zi. Credeam că ești lumină și poate chiar ai fost, dar ochii mei verzi sunt sensibili la sentimente false. Fotofobie. Disconfortul de simțit de ochi în lumina puternică. Incapacitatea lor de a o tolera. Așa te simt. Căci eu încă te iubesc cu toată ființa mea, iar tu iubești toate ființele, mai puțin pe mine. Ce viața, ce soarele sau zilele. Timpul se măsoară doar în eternitatea revărsată, în lumina ochilor săi, în lumina ochilor săi, ce învederează chipul și al cărui surâs îți pătrunde până în modularele trupului, făcându-l să tresare, ca parcă trezit dintr-un vis elenar, în care doi aștri se coboară, sub chipuri îngerești, în universul cel macabru, și se recunosc din clipa atunci privirile lor sau în mic.